Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm recenzia parfumului Noir. Este un parfumel de la Ladies, din gama Aristea Diamond. După cum știți, Aristea au mai multe game, însă acesta face parte din gama Diamond. Am să vă prezint puțin și cutia lui. Îmi place foarte mult. Parfumul a venit înfoliat în țiplă. Însă eu am aruncat acea folie. Cutia se prezintă cu mici pătrățele ieșite ușor în relief. Sper că puteți vedea și voi bine. Care sunt pe toate cele patru părți ale cutiei. Și vine într-un ușor degrade de maroniu cărămiziu. Pe cameră observ că se vede un fel de piersiciu, însă în realitate este ușor cărămiziu mai degrabă. Pe partea din față are inscripționat numele parfumului și gama din care face parte, și anume face parte din gama Aristea Diamond, pentru că, dacă știți, cei de la Aristea au mai multe game, însă acesta este din gama Diamond, iar parfumul se numește Noir. Ne mai spune că este un parfum pentru ea și este prezentat ca având 65 de mililitri. Pe părțile laterale nu are inscripționat nimic, nici pe spatele cutiei. Pe fundul cutiei, ca să zic așa, ne dau câteva informații. 36 de luni de la deschidere, are ca termen de valabilitate, eu zic că este un termen destul de bunicel. Ne atenționează că este o sursă inflamabilă, dar asta știm cu toții. Iar pe capacul cutiei, ca să zic așa, este din nou același semn cu gama și numele parfumului. Ok, cutia se deschide astfel. Țin să menționez că el a avut un carton din acela pentru dublă protecție. Însă în momentul în care l-am deschis, s-a rupt foarte urât de tot, nu reușeam să-l scot din cutie nici cum și am fost nevoită să-l rup, nu am mai reușit să-l pun înapoi, așa că din păcate am să vi-l arăt așa, fără acea dublă protecție, însă am ținut să menționez faptul că vine cu acea dublă protecție, ceea ce înseamnă că nu este un parfum oarecare și că i s-a acordat o mare importanță ambalării lui. Ok, iar aceasta este sticla propriu-zisă a parfumului, care mie mi se pare superbă. Nu știu vouă cum vi se pare, mie mi se pare o sticlă foarte elegantă. După cum puteți vedea, are acele pătrățele ieșite în relief pe toate părțile sticlei. Îmi place foarte mult că este trecută denumirea parfumului pe sticlă. Nu suport parfumurile care nu au numele trecut pe sticlă, nu știu, este o chestie strict personală a mea. Însă apreciez foarte mult faptul că acest parfum are trecut, cum am spus, denumirea lui pe partea frontală a sticlei. Mi se pare că este un ambalaj foarte elegant, care dă bine pe măsuța de toaletă la orice femeie. Îmi place foarte mult și capacul. Este de asemenea foarte, foarte elegant. Vine așa într-o nuanță de galben, roz, ceva de genul. Așa. Atomizatorul vine în aceeași nuanță cu căpăcelul. Sper că vedeți bine. Se asortează chiar foarte frumos. Și merg în același ton cu inscripția denumirii parfumului. După cum puteți vedea. Ok. Am să vă prezint și atomizatorul. Nu știu cât o să se poată vedea pe cameră. Așa. Are un atomizator foarte plăcut din punctul meu de vedere. Ce înseamnă pentru mine, cel puțin, un atomizator foarte plăcut? Este genul acela de atomizator care dispersează foarte bine produsul. Nu lasă dâra acea de lichid, după cum puteți vedea. Sunt unele parfumuri care în momentul pulverizării efectiv îți lasă mâna, gâtul, zonele pe care le parfumați, o dâră de parfum, așa apoasă,
cred că mă înțelegeți cum mă refer, însă nu este cazul acestui parfum. Îmi place foarte mult, astfel se dispersează foarte bine parfumul și nu se consumă într-o cantitate exagerată. Ok, vreau să vă vorbesc puțin despre acest parfum. Mi-am notat câte ceva despre el de pe site-ul celor de la Ladies, deoarece doar acolo am găsit informații despre el. Face parte din categoria oriental-florală. Ca note de vârf conține ghimbir, cardamon și piper. Ca note de mijloc portocală, bujor, gardenie și nucă de cocos. Iar ca note de bază, lemn de santal, mosc și ambră. Este un parfum superb din toate punctele de vedere. Miroase extraordinar de bine. Nu știu cum să țin ca să vedeți. L-am folosit de câteva ori de când îl am. Am terminat cam un sfert din parfum. Îmi place foarte, foarte mult. Pe pielea mea are o persistență de 9-10 ore și nu exagerez când spun asta. Chiar este foarte, foarte rezistent. Pe haine rezistă până le puneți la spălat. Deci rezistă a doua, a treia zi, vă garantez. Cei de la Ladies ne spun pe site că are o persistență de peste 12 ore. Ei bine, aș fi falsă să spun că pe pielea mea a rezistat chiar 12 ore sau chiar mai bine. Poate sunt norocoase la care să reziste chiar atât, însă pe pielea mea, ce am observat eu, rezistă undeva la maxim 9-10 ore. Este un parfum, cum am mai spus, mă repet, superb din toate punctele de vedere. Are un aer așa sofisticat, domnos, oarecum și clasic, aș putea spune, dar foarte fin, foarte rafinat. Îmi place extraordinar de mult. Ca și anotimp pentru purtare, îl văd purtat în toate cele patru anotimpuri. Este strict părerea mea personală. Îl văd purtat atât primăvara și vara, cât și toamna și iarna. Este un parfum foarte versatil. Ca și ocazie, îl văd purtat, fiind un parfum destul de elegant, oarecum la anumite evenimente. Gen, nu mă văd mergând în parc sau la alergat sau la sala de fitness purtând acest parfum, deoarece nu merge. Este mult prea elegant pentru genul acela de ținute sau de ocazii, însă îl recomand cu drag pentru birou, de ce nu, pentru evenimente, gen nuntă, botez, majorate și așa mai departe, sau zile de naștere. Chiar este un parfum super, super. Ca și preț, eu am dat pe el 45 de lei în momentul în care l-am achiziționat, însă dacă sunteți reprezentanți Ladies, îl primiți cu reducere. Știți asta? Reducerea este în funcție de ce preț are comanda voastră. Dar și dacă luați ca și simplu client, 45, credeți-mă, 45 de lei este un preț foarte mic pentru ceea ce oferă acest parfum. Am înțeles că acest parfum imită parfumul de la Versace, Cristal Noir. Nu l-am mai avut pe acela, însă am verificat notele și sunt exact aceleași. Nu știu să vă spun dacă este exact ca același sau în ce procentaj duce către acel parfum, însă mie una mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este prima sticluță cumpărată. Am tot așteptat, sunt reprezentantă de câțiva ani la Ladies și am tot așteptat de-a lungul anilor să apară acele pagini parfumate, cum suntem obișnuite în alte cataloage. Ei bine, nu au apărut, mă stresant și nu prea, și am zis să-i dau o șansă. Mi-a atras atenția acesta datorită sticluței. Mi s-a părut așa foarte elegant, foarte sobru, foarte sobru în sensul bun al cuvântului. Și am zis să-i dau o șansă, să vedem cum e. Ei bine, vreau să zic că m-a fermecat de la prima pulverizare.
Miroase extraordinar de bine, credeți-mă, este un parfum subapreciat. Cred că toată gama Aristea este subapreciată. Dacă știam că miroase atât de bine, cu siguranță îl aveam de mult în colecția mea, însă niciodată nu este prea târziu. Credeți-mă, merită să-i dați o șansă. Chiar miroase foarte, foarte bine și, cum am spus, chiar dacă luați la prețul întreg ca și client, nu ca și reprezentant, 45 de lei este un preț minim pentru persistența care o are. Este apă de parfum, are 65 de mililitri și miroase extraordinar de bine. Aceasta a fost mica prezentare, sper că v-a făcut plăcere. Iar eu vă invit cu mare drag pe Facebook, unde am creat un grup, unde vă aștept să vorbim despre parfumele. Grupul se numește Parfumuri de Catalog și nu numai. Acolo putem vorbi despre parfumurile preferate, experiențele noastre trăite cu anumite parfumuri. Acestea pot fi de catalog, gen Avon, Oriflame, Ladies, Pharmacy, etc. Dar pot fi și parfumuri de firmă, pentru cele care folosiți doar parfumuri de firmă, nu este nicio problemă. Vă aștept să vă înscrieți acolo și să povestim despre diverse parfumuri. De asemenea, vă aștept și pe contul meu de Instagram, pe care am să-l las tot în descriere. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizualizare. Vă aștept pe grupul de pe Facebook și pe contul de pe Instagram și să-mi lăsați comentarii dacă doriți să mai vedeți astfel de clipuri pe canalul meu. V-am pupăcit și vă doresc o zi minunată. Bye, bye!